interesat de ce spui. Asta se întâmplă acum în București. Da, într-adevăr, un vis devenit realitate. Pentru mine și pentru toți colegii mei, responsabilitatea și presiunea a fost una imensă pe acest grup. Am făcut față la această presiune la tineret. Semne de întrebare ce erau logice să fie, dacă putem să o facem și la echipa mare. Eu zic că am răspuns deocamdată până acum destul de bine. Însă avem foame, am spus-o și la colegii de noastră, cred că grupul ăsta nu joacă la potențialul maxim, încă tot ce se întâmplă acum, pe zi ce trece, este... noi câștigăm experiență, câștigăm meciuri, câștigăm orice. Vă gândiți la adversari? La adversarii în faza următoare sau luați totul? Ne gândim la adversari că nu o să știm cine e. Analizăm și fiecare adversar, cum și noi, probabil avem defectele noastre, le analizăm și care pe care după aceea, nu? Pe teren. Este frică și dor de România în momentul de față? Nu știu, trebuie să-i întrebați pe ei. Nu cred că aici joacă cineva să, nu știu, să îi se facă frică cuiva de tine sau... Nu, noi vrem doar să ne câștigăm respectul în Europa. Cred că ăsta este obiectivul nostru și cred că asta își dorește și țara. Ați făcut asta și în 2019 și acum. Presa internațională vorbește despre atitudinea echipei naționale României, despre ce face echipa naționale României. Da, am venit cu gândul să ieșim din grupe, în primul rând, să ne deplinim primul obiectiv. Dar în același timp am venit să reprezentăm și România așa cum trebuie și... Să încercăm să readucem acel respect pe care îl avea Europa față de noi în toate aspectele, nu numai pe teren, ci tot ce are de câștigat fotbalul românesc pe chestia asta. Ce simțeai când a început acea furtună și românii se auzeau din ce în ce mai tare, din ce în ce mai tare cântau? No, sunt incredibil, am spus și meciul trecut. Nu cred că va fi un meci la acest campionat european unde noi nu vom câștiga în tribune. Suntem campioni europeni în tribune, până unde mergem la fotbal? Cât mai departe. Ne dorim, dar în același timp trebuie să fim echilibrați și știm că acum o să înceapă meciurile și mai grele și unde orice greșeală poate să fie fatală și să te duci acasă. Trebuie să fim echilibrați. Ai spus că vrei ca Naționala Română să fie din nou respectată în Europa. În România, chit că erați pe loc de calificare sau nu în plenarii, ați fost foarte criticați. Crezi că mai întâi trebuie să obțineți respectul ăsta în România sau l-ați obținut deja prin această performanță oare? Critica face parte din fotbal. De asta sunt și analiști, de asta sunt fost fotbaliști care își dau cu părerea. Când ești la echipa națională, trebuie să te aștepți la toate. De asta, probabil, suntem cei mai buni 26 de jucători din România, fiindcă știm să facem față și la criticile care vin asupra noastră. Noi trebuie să răspundem pe teren și, deocamdată, o facem.